Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din GTA 3. Oameni buni, vreau să vă mulțumesc pentru toate like-urile și susținerea de la ultimul clip. Am văzut că v-a făcut foarte tare GTA 3, cel puțin în primele 20 de minute pe care am reușit să le facem. Eram destul de sceptic că, bă, poate nu o să le placă așa tare, că știu că GTA 3 nu e cel mai grozav dintre toate, fiind primele din seria asta 3D, dacă să o luăm așa, dar am văzut că totuși a fost un răspuns destul de pozitiv și abia aștept să modăm GTA 4 pe ce-l terminăm pe ăsta, să vedem acolo cum o să fie nebunia aia. Dude, are cola nebun. Ok. Bă, că Amunation s-a păstrat de-a lungul jocurilor. Adică dacă e ceva ce chiar se păstrează ăsta, bă, că e acel lucru. Ok, gata, asta a văzut, ne arată că e o mașină pe acolo. Păi, nu știu de mașinuța asta, că asta e a noastră. Și ne ducem, nu? A, vrea să-l prindem pe ăla, ok, ok. Mamă, stai așa că mi-a pus lips. Da, mă, Game FM aici, aia zic. A, vrea să zic că trebuie să-mi iau o armă de aici, de la Ammunition, stai așa un pic. Îți luăm niște arme de la Ammunition. Du, n-am vrut să iau asta. Aaaa, păi de ce ai făcut? Nu mai ai nicio armă? Out of stock, out of stock. Hai că ai făcut treabă. Cred că ne descurcăm așa de acum. Ceea ce că în spate, în iar, dar nu văd nimic, stai așa un pic. Mă, dacă nu o facem în calea aia simplă, ne ducem așa, dăm cu mașina peste ei și aia e. Ce-i drept, controlul mașinilor pare puțin mai ok în ăsta, dar ploaia mă face să nu pot, frate, deloc să văd ceva. Oh, nu. Rip. Acum ar trebui să fie rip mașina. Hai zic. Hai să luăm altceva ce drept. Ok, poliția e acolo. Mamă, altă poliție. Hai să luăm pe ăsta. Știi, îmi place că mereu se întâmplă chestia asta în jocurile GTA. Zic ceva că, vai doamne, lucrurile merg așa bine în versiunea asta și dintr-o dată mi se dovedește contrariu. Și am înțeles că nu trebuie să-mi fac griji de bani sau ceva, că în jocul ăsta îți dă destul de mulți bani. Red Light District, stai așa. Dă mașina, te rog. Dai, parcă aveam o bâtă. Oh, what the fuck? Mamă, stai așa. Mă rup. Doamne, am vrut să văd dacă pot să mă sui în mașină. Dar nu avea, n-avea pistol să-mi cumpăr, frate. Scurios cum sunt checkpoint-urile astea, că sunt nasoale și aici puse, a? Aha. Și aici sunt puse nasoale. Doamne, dar credeam că pot să-i fac o treabă. A, uite că acum am dat cinematic cu ammunition. Și mi-l... A, ba nu, stai că mi-l arătase. Nevermind. Ok, rapid little sprint. Bun, deci acolo clar n-ai ce să cumperi. Asta observ din start. Deci cred că o să facem un clasic. O să ne ducem pe ei direct așa și izbim și gata. Că dacă nu merge altfel, ce să mă mai chinu eu cu alte nebunii. A, dar n-a dat-o bine, mă. Că trebuie să ocolesc o tonă acum, fii atent. Trebuie să mă duc ca bezmetic cu 500 de ani, lumină încolo și încoace. Stai așa. Opa. Bă, dar ești neserios, frate. Ești absolut neserios. Fix pe aici a venit mai devreme și acum te întorci tu pe aici. E tu și ceapa ta. Am pus ceapa cealaltă că seamănă și așa mașina foarte tare. Oare am voie să o bușesc? Ia. Pare mă lasă să o bușesc. E nașpa că nu am armă pentru ăștia. Deci va trebui să ne... Păi ești nebun, a tras o chestie în mine și m-a rezolvat? Stai așa, cred că acum chiar trebuie să mă duc în spatele ammunition-ului, că am văzut că era ceva acolo. Păi ești nebun, mi-a dat una o bucată și aia am fost. Bă, băiatule, stai așa un pic. Și eu care ziceam că, mamă, jocul ăsta e mai ok, nu știu ce, dar dintr-o dată se vede, mă, că în jocurile vechi trebuie să te pune să fii super atent pe ce zic ei, că dacă nu ești atent, te duci la vale și e nasol după aia. Ok, hai să mergem în spate, că aici mi-a păstrat mie o armă. Nu? Uite, da, mă, da, aia era, mă, de fapt, schema, stai așa. Mamă, dar l-am prins și pe săracul ăsta aici, fii atent. Ok, faceți loc. Îmi place că au omorât mai mulți oameni decât era nevoie. Cred că mă lăsase și vocea. Mă zic, până unde s-a dus la vere? Stai așa că pot să iau și eu pe aici să-i tăiem calea.
Sau bine, sper să pot să-i tai calea. De fapt nu pot pe aici. Mai încolo puțin. Dar nu, chiar e mai ok controlul mașinilor aici. Cumva când le dai să opre, când zici să oprească, mașina se oprește. Când vrei să faci curbă, face curbă. În celălalt nu prea făcea treaba asta așa bine. Oleu, stai așa. Am făcut să dea jos de mașină? S-a dat jos de mașină? Nu s-a dat jos de mașină. Mă gândeam că am făcut să dea jos de mașină. Ok, am făcut să dea jos de mașină. Repede, repede, repede. Stai să vedem cum e shooting-ul. Bine! E puțin cam asemănător cu Vice City. Trebuie să recunosc, nu e de schimbat foarte tare. Oh! The pistol is now in stock. Oh, am primit mesaj pe SMS că e în stock cu pistolul. Hai să nu am L chestiile și pe aia să mergem la J. Ok. Că dacă tot e aproape de casă și cu ăștia am și început, mi se pare corect să terminăm cu ei după aia, nu cupăm de alte nebunii. Da, am văzut că mi-ați explicat voi și în comentarii că de fapt aia de la început era Cătălina, dar cine știe, cine asta să verifice. Ce de nici nu suna la fel, dacă să mă gândesc așa. Wow, da, ce s-a întâmplat cu mașchineta asta, de ce scoate bulbuci? Mașina asta scoate bulbuci, vere, ce Dumnezeu are. Stai așa că vreau să o ducem la Paint and Spray să o rezolvăm. Să facem frumix. Și apoi ne ducem la băiatul meu cu misiuni. Paint and Spray. Da, mă, pentru că prețurile aici, din câte văd, sunt gigantice. Adică 1000 să-ți repar mașina și toate alea. E puțin cam insane așa, ca idee. Da, e bine. Da, won't recognize you. Da, frate. Și acum, hai să mergem la băiețașul nostru, la L aici. Să o parcăm și noi ca băieții. Ca bucureștenii, de fapt, să o parcăm. Că așa parchează și bucureștenii în general. Zicem ce ne zice asta, The Fuzzball. Oh. The policeman's ball is being held at the old school hall near the Callahan Bridge, and they'll be looking for some old school action. Now I got girls all over town walking the street. Get them to the ball, they'll make a bundle. Get as many of them as you can before the cops drink away their green. Okay. Și să ajungem la Woonies, Lovejoy, Billup și toate alea. Vorbește prea dubios ăsta. Less than four girls working on the fuzzball and Luigi won't be happy. Oh, trebuie să luăm fete, să ducem acolo? Oare îmi trebuie o mașină mai încăpătoare? Cred că îmi trebuie o mașină mai încăpătoare, că asta are numai două locuri, deci va trebui să renunțăm la ea. Cred că va trebui să luăm un taxi. Ia, stai așa, vino. Nu știu dacă poți să iei mai mult de două fete în mașină. Păi s-a suit, mă? Da, s-a suit. Hai să ducem acolo și de acolo schimbăm mașina. Ce de îmi plăcea mașina asta, că era și super rapidă. Așa. Ducem acum pe domnșoară la muncă, cum s-ar zice. Luăm de aici o mașină mai capabilă. Bun. Una gata. Uite că aici, oare mașina de poliție câte locuri are? Are locuri în spate, așa că o să luăm mașina de poliție. Că e mai practică. Nu încoace. Și eu care credeam că nu mă lasă să iau mașina de poliție. Fii atent. Dar fii atent că s-ar putea să nu se suie astea mașina de poliție. Joacă-o pe asta l-altă. Fii atent acum la asta. Ia. Ba, uite că se sună. Se suie. Hai că e bine. Da, mă, cumva controlul e mult mai țapăn în ăsta și nu mai patinează mașina așa tare. Cred că de-aia îmi place mie mai mult. Mi-aduce aminte de Forța și toate alea când mă joc. Că e fix pe... Cum dau așa se duce mașina, nu că patinează ea, că bai căci că merge cu 1000 la oră. Hai suie. Două, hai să fie 3. Și după aia să avem fix 4 ca să fie la fericit, să fie treaba ok pentru ăla. Nu știu dacă trebuie să-l luăm chiar pe toate acum, dar dacă era nevoie, luam și noi un autobuz, dacă era așa, nu? Luam autobuzul direct, spre ce vorbim. Ok. Se pare că în ăsta era AI-ul destul de nebun și să dădeau toți la o parte ca de moaște. Nu prea am luat-o bine, cam drumul lung pe aici, dar face și noi ce putem, știi? Aoleu, stai așa că dărâmăm totul. Du, ții minte zona asta perfectă? Aici știu cum mă băteam mereu cu poliția, nu știu de ce. Aici era o zonă perfectă pentru a te bate cu poliția. Mama, m-a atins o leacă stâlpul ăla, m-am dus.
Așa că trebuie să mă grăbesc că e contratim totuși. Nu merge așa simplu. Uite aici. Doamne, fer. Atât. Mamă, dar ce mă forțează să blochez, să mă opresc acolo, știi? Mamă, mai am încă 4. Nu cred că am timp destul, dar vedem acum. Ia hop. Bă, e important să ajungem. Atât. Clar, pentru GTA 4 să caut ceva mod, că acolo ții minte că chiar îți patina mașina, adică... Și când voiai să faci o simplă curbă, se ducea mașina aia, parcă zici că avea turboreactoare în roți. Știu că unii o să zic, a, păi nu frate, că e controlul realist, știu doar prost. Bă, nu neg aspectul ăsta, dar nici nu pot spune că ceea ce zic eu nu e pe bune, pentru că, na, degeaba se plângea lumea de treaba asta. Mai bine zis, încercau să facă jocul mai realist, dar nu le-a ieșit ideea. Ok, dă-te de aici. Îmi place, asta e destul de chileanu ca și idei. Pe aici, cum ne pune să facem misiunile. Hai să o luăm pe asta, că e la cu camă căie aici. Hai bre, sună. Suie, doamne, iarăși zic. Tot mă gândesc la sunat, știi, nu știu de ce. Ok, și mai avem până aici. Cred că o să avem timp destul, dar trebuie să mă și întorc. Aici văd că scap de poliție relativ destul de repede. Hai, că am și izbit mașina de poliție, am luat și steluța, am omorât și oameni. E frumos așa viață. Nu, adică, cum să nu? Aolo. Mă, s-ar putea fix pe aia să nu avem cum să o luăm. Dacă e să dăm fail... Bă, și vibrează controlul în ultimul hal. Dacă e să dăm fail, o să... Să dăm skip la video, știi? Gen, să vă dau direct când termin. Că, practic, da. N-ar rost să revedeți tot drumul. Ok. Mamă, dar zici că oprește bolovani, știi? Da, 30 de secunde, n-am cum. Dar cred că trebuia mai mult de 4 și atâta. Cred că nu trebuiau toate. N-am înțeles că ne-am pierdut eu timpul. Cred că am pierdut timpul pentru că n-am putut să iau mai multe deodată. Cred că puteam să iau mai multe deodată, era perfect, da, așa. Până m-am dus, am luat și mașina, am și schimbat. Aia a fost ideea. Eu cred că am făcut-o. Dacă nu se pune ca și misiune făcută, mai încerc o dată, dar nu o să vă obosesc cu a vedea iarăși tot progresul. Oh, pass, no, nice. Aia cred că ar fi fost pentru o mega bonus de bani. Ok, hai că antrenat cu domnul L, cu lui. Acum avem pe Jerry ăsta sau cum o fi chemând. Iar am ajuns în punctul ăla în care îmi prezintă niște personaje de care nu-mi pasă și mi-e greu să le țin minte numele. Deci ca să înțelegeți de ce nu țin minte numele unor personaje, din cauza că mi le prezintă așa foarte rapid și n-apuc să-i procesez, pentru că probabil nu au un impact așa mare și ajung să nu pese, știi? Ok, hai să mergem la ăsta care știu că era prietenul tipei ălea. Ai, bă, poliție, bă, dar faci și tu pe linie când vezi că vin, mă. Mă, nenorociți mici, ce sunteți voi. Oh, dar a trecut mașina asta prin 5 războaie, mă jur, la cum am controlat-o, zici că a trecut pe 5 războaie, stai că pe aici de fapt. Aici. Ia-ți de mă ce vrea și ăsta acum. Farewell, Chunky Lee Chong. Chunky Lee Chong is pushing spank for some new gang from Colombia or Colorado or something. I'm not really sure who needs details. Anyway, he's got a noodle stand down in Chinatown. Chinatown? That rat sold his last stir fry. I want you to take him out. If you need a piece, go around back of ammunition opposite the subway. Sort yourself with a 9. You know where it is, right? Well, remember, just watch your back in Chinatown. Dude, ce fecou ăsta? I don't înțeleg. E un ecou foarte ciudat. Și nu e ca și cum ai zice că am eu două surse de audio pornite de același timp, dar e pur și simplu de la joc în sine. Bă, stai așa un pic. Domnul Alibaba, stai vere. Bă, dă mașina. Hai, Claude. Hai zic, ce își permite mă ăsta aici? Ai construit și tu? Mamă, stai că asta e direct cu de-aia, cu mare copyright pe cap. E mișto melodia, nu zic nu, dar aia e direct copyright pe cap. Ia mă, stai așa că vreau să-mi aduc aminte la puțin. Push it to the limit. Ok.
Asta sunt șansele mici să fie copyrighted. Bă, date să-l rupem, mă, pe cine... Mamă, are prieteni, bă, fii atent. Stai, aș vrea să-l țintesc pe ăla. Stai. Gata, du-te, că l-am pierdut deja. Mamă, credeam că pot să-l snipez-o leacă, dar l-am țintit aiurea puțin. Oh, ups. E, na. Dă-mi coace. Mamă. Stai că-l pierd, frate, dă-te de aici. Nu știu dacă aici merge cu spart rot sau cea nebunie, dar cred că face noi treabă. Mamă, cum se duce asta. Văleu, cum se duce mașina asta. Băi, dar abia se mișcă mașina. Doamne. Nu, n-a mers. N-a funcționat așa cum mi-am dorit. Hai, bă! Doamne, greu merge mașina asta. O să trag oare din mașină? Ah, chiar am SMG-ul, stai. M-au și gloanțe pentru SMG. Am sperat că duduie, dar nu duduie. Hai, ieși afară. Ieși afară. Mamă, ieși afară din mașina aia că te sparg. Nu mai faci nici un stir fry, nimica. Nici noodle n-o să mai știi să mai legi după asta. Fii atent. Pentru că brațele tale o să fie noodle. E fac tăiței, fii atent. Mamă, ăsta mai și ucide oameni cu așa pe drum, fii atent, e nebun. Doamne, dacă găseam și eu o mașină mai capabilă, acum înțeleg de ce l-am prins așa de ușor. A, bine mă, că tufa e degeaba. Crezi că tufa e de-aia nebună, ca în alte jocuri, știi? Gata, l-am blocat. A meu e. A, fac. Gata, mă, nu mai scapă. Mamă, stai că nu-l văd. Vere, țintește unde nu trebuie și nu-mi place. Gata, frate, am dat în unghie. Aia a fost. Ia că am luat și shotgun, ești nebun? Bine, Vere. Hai că am luat și shotgun, e perfect. Faceți loc. Ok. Aia a fost ceva. Van Heist. Wow. All right, we're going to hit the payroll van. It leaves the edge of Chinatown every day. Bullets won't even dent the van's armor, so get a car and ram it off the road. Now okay. Hit it hard, and the punk ass security guard should bail and take it to the warehouse at the docks. Just leave mașina tare și apoi să furăm. Now it won't be doing its rounds all day, so don't hang around. Okay. Pare legit treaba, adică du-te, lovește-l o țâră, sperie el, iei mașina, îți vezi de treabă, nu? A, dar nu ia mizeria asta, frate, no, stai cu minte, no shot. Ce, mă, nebunule. Dă taxiul, că taxiul merge 2000 de ori mai repede. Stai, Alibaba, unde pleci? Nu caci. Mulțumesc frumos, zi frumoasă. Așa, pe aici. Uite aici, prietenul meu. Știți, îi dau oare să-i distrug tot ăla? Stai mă cu minte. Mamă, dar ideea turbată, frate. Oare nu trebuie să o distrugem prea tare, a? Stai, vreau să văd dacă pot să-l blochez. O să mă pun în fața lui. Doamne, e ca un tank. Ca un tank nebun ăsta, mă. Jesus. Oh, steluțe. Tot încerc să-l fac cumva, să-l bag într-un perete sau ceva, dar nu am unde.
A trecut eu curând să-mi schimb mașina, pentru că mai mult s-a dezintegrat a mea decât a lui. Doamne, nici nu pot să-l conving să meargă în altă direcție, efectiv e prea tank. Bă, dar mai dă-te, bă, pana mea. Ești deja, n-ai simțit, bă, fițar tankul de mașină să-ți fie. Hai că l-am călcat și pe ăsta. Da, cred că trebuie să-i dai îndajuns damage încât se enerveze. Bă, dar treci și tu pe trecere, fițar capul ăla de râs să-ți fie. Olu, două stele. Acum mi-aduc aminte de ce țin minte zona asta. Fix din cauza misiunii astea țin eu minte locul ăsta. Da, Rap Spider direct, eu ăla. Mamă, l-am băgat unde nu-i trebuie și l-am derutat complet. Hai că mai are puțin damage, două. Nu știu dacă e cauza... Ok, gata, s-a dat jos. Ok, trebuie să atragem pe prietenii noștri El Poliția de aici, într-o altă direcție. Stai așa, go. Intră, bă, mașină! Ți-a 7 ani, mă jur. Yo, no shot! What the f- Ok, mai încercăm o dată, nu? Mamă, stai așa că i-am făcut pe aia să renunțe, dar trebuie să văd eu cum mă sui repede în mașină, încât să nu mă ia băieții, că e nasoală treaba. Dai să las asta mai departe. Mă sui de repede în asta. Aia zic. Mamă, dă-te de aici. Sper să reziste totuși vanul ăsta nebun. Acum am înțeles ce se numește misiunea Van Heist, pentru că noi practic furăm un van. Stai așa ușor, Jesus. Bine că nu trebuie să scap de poliție ca să termin misiunea, nu? Ah, gata. Cumva, printr-un miracol, am scăpat, nu-i așa? Lejer. Get out of the vehicle. Hai mă, că s-a făcut treaba destul de simplu. 20.000, bă, dar chiar că... Nu trebuie să-ți faci griji de bani, pentru că îți dau băieții bani gârlă. Hai să nu iau mașina asta, că e pârnaie. Hai mai faci o misiune, că zic că ne... Mi-a merge de una. Ce mai obținut? El Borough wants to offer you an opportunity. Get to the payphone in he... Da, hai că m-a nimerit. Deci cred că de aici au pornit și misiunile cu telefoanele din Vice City, să înțeleg că sunt la fel de opționale și astea. Trebuie să lăsați în comentarii dacă sunt opționale sau nu. Aș prefera să nu dați exact tot ce am de făcut de acum încolo, ca să nu... Na, să nu strica surpriza. Cipriani. Șoferul Ciprian. Oh, here's the guy I was telling you about. I listen, this guy, he ain't Italian and he's no mechanic, but he could get things fixed. This is Pop's capo, Tony Cipriani. Cipriani. Take him to Mama's restaurant in St. Mark's, all right? Now listen to me. I'm planning a job that needs a good driver, so drop by sometime later, okay? Okay. Alt job. Deci cred că ne mai facem rost de un de un șef, domnul Cipriani. Ok, deci va trebui să conducem încet și sigur, hă? Era să facem o treabă. Dacă putem să o luăm și noi puțin pe ocolitele. Bine, pe oculitele, pe drumul scurtătură. Mamă, bine că se opresc mașinile înainte să te accidenteze. M-aș fi așteptat să ăla să continue drumul, știi? Luăm pe aici, dacă jocul zice să luăm pe aici, o luăm pe aici. Deci că era la fel de rapid, dacă luăm și pe acolo. Mamă, hai că ne-am dus. Finuț rău de tot, gen. Dar cred că o să o stricăm după ideea asta că va trebui să fugim de băieți. Au, țin minte asta că se duce să spargă geamurile sau ceva. Sau să bată pe cineva oricum. Țin minte asta că se duce să ia banii, e cămătar ăsta. Oh shit! It's a triad ambush. Get us out of here, kid. Triad avere. Asta cred că o să fie nou nostru șef de misiuni curând. Oh. Bă, încă o ținem întreagă.
Regret ce am zis. Dude, cum se întâmplă că fix numai în jocul ăsta când pomenesc ceva rău, acel lucru rău se întâmplă? Deci mi se pare insane. Oh, aici. Ah, nu e același lucru decât de mine că e. The triads think they can mess with me. The triads with me. Drop by later and we'll give them something. Triadu. Mama, asta nu s-a ia lui prietenul nostru? Domnul Wen Wei sau cum îl chema pe ăla din San Andreas? Oh, cred că are treabă. Cred că aici de fapt am fost când i-am bătut pe aia. Nu cred că am fost la cealaltă. 3000 de biștari, 3000 de biștari. N-am ce să mă plâng aici. Oricum. Destul de ok. L-avem aici pe T, pe Tony de fapt. Ok, ok. The Uzi is now in stock. Ok, deci avem Uzi acum. Îmi place cum te anunță ce ai disponibil. Deci încă mai avem misiuni de la prietenul nostru de aici, la Joey. Dar mai avem acum și de la T, de la Tony. Păi cred că o să mergem să facem T de la Tony probabil data viitoare, după ce o să facem desigur tot ce mai avem de făcut de la Joey de aici. Deci noi să primim aici, oameni buni, cu acest video. Sper că v-a plăcut. Sincer, destul de enjoyable GTA 3 până acum. E destul de plăcut. Are ce drept niște bug-uri și el, adică ce drept când mai spargi și pică niște chestii pe jos, gen când dărâmi un stâlp sau ceva și pică chestii pe jos, se întâmplă ca mașina să se blocheze în acele lucruri picate, ce puțin eu am pățit asta mai devreme fix când urmăream Duba Tank și s-a întâmplat să blocheze mașina mea acolo și a venit și poliția și mi-a dat direct bastă de aia. Ți-a avut noroc că am editat puțin aspectele astea. Dar în mare parte cam astea sunt lucrurile. Hai să-i furăm și mașina, că tot o avem aici, de ce să nu o folosim noi? Mamă, garajul e super mic. Adică garajul e insane de mic. Cred că e prins și fundul mașinii acolo, dacă e să o așa. Dar oricum, ca asta ar tot, nu uitați să dați like, subscribe și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!